de ajutor și de unde vin banii pentru aceste subvenții? Să vedem întâi declarațiile de astăzi. Compensarea prețului la energie și gaz. Și am avut o discuție foarte bună în ședința de guvern de astăzi. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor să vină cu o formă finală. Aș vrea să fie completată forma și schema cu soluții pentru compensarea clienților non-casnici. Până acum am vorbit de clienții casnici, aș vrea să vorbim și de clienții non-casnici, în special IMM-uri. Plafonarea prețului la gaze. Avem două referințe. Referință minimă, cel mai mic preț din piața concurențială, care este 64 de bani, preț mediu, și prețul mediu din piața concurențială, care este 82 de bani. Această diferență de 18 bani pe kilowatt la consumator, această diferență va fi subvenționată în totalitate de către stat. Între 30 de kW și 200 de kW vorbim de 5.172.193 de gospodării. Dacă mulțim cu, ne dau statisticile de la Ministerul Muncii, 2,5 persoane pe gospodărie, vorbim de aproape 13 milioane de români care vor beneficia de acest ajutor pentru energia electrică. Discutăm despre acest subiect extrem de important. Să vă prezint invitații de la această oră. Sabin Orcan, director editorial Newsweek România. Bună seara, Sabin! Bună seara! Îl salut și pe Stelian Negrea, jurnalist Discover Project. Bună seara, domnule Negrea! Imediat o să ni se alăture și Daniel Fenechiu, senator PNL, Gabriel Zeta, deputat PSD. Și o să discutăm imediat și cu domnul Adrian Negrescu, expert în economie, pentru a ne explica toate aceste măsuri pe care vor guvernanții să le ia. Vă spuneam și la începutul acestei emisiuni, foarte interesantă abordarea premierului Câțu, pentru că acum două săptămâni, pe 31 august, spunea că nici gând să intervină pe piață și să plafoneze prețurile la gaze. Iată că a văzut modelul din Italia și Spania și s-a gândit că ar fi o idee bună să plafoneze prețurile. Dar e o mare discuție de făcut aici. Și mai o chestiune, plafonăm prețurile doar la gaze sau și la electricitate? Cum intervenim cu acea ordonanță de urgență pe care o pregătește Ministerul Economiei? Cum va funcționa legea consumatorului vulnerabil? Cum vor funcționa toate aceste scheme? Va fi o birocrație infernală? Sunt foarte multe întrebări pentru că vine iarna, iar situația este de-a dreptul îngrozitoare dacă stai să te gândești că se vor dubla, se vor tripla facturile la utilități. Haideți să începem dezbaterea. Domnul Virgil Popescu ne-a dat asigurări că, într-adevăr, consumatorii vulnerabili vor beneficia de sprijin. Sabin Orcan, încep cu tine. Eu am observat, nefiind specialist în energie, sau mă rog, sunt tot atât de specialist cât suntem cu toții în țara asta, am o observație mai generală, apropo de faptul că domnul Câțu spunea acum câteva luni că nici vorbă și că acum s-a răzgândit. Domnule, în general, liberalii când ajung la guvernare uită de liberalism. Când ajung la guvernare, brusc descoperă virtuțile socialismului și anume anunțuri peste anunțuri despre cum dăm, ajutăm, le dăm. Am înțeles, dar ce se întâmplă cu liberalismul? Cum e cu liberalismul? Cum e cu motorul privat al economiei românești? Cum e cu reforma acestui stat și acestui aparat bugetar obez pentru statul nostru costeliv? Cum e cu toate aceste lucruri pe care le spuneau toți acești oameni, domnul Câțu, în frunte, când era în opoziție? Nu e o măsură deloc liberală să plafonezi, nu e o măsură deloc liberală și deloc din apanajul libertarianismului, că înțeleg că domnul Câțu spune că e libertarian să intervii în piață, piața trebuie să autoregleze. În general, toate lucrurile astea, eu nu vorbesc de această măsură, dar în particular, în ultimele luni, în ultimele 10 luni de când a apărut acest guvern condus de un om care se declară libertarian, am văzut numai vom da, vom face, vom ajuta, vom sprijini, am înțeles, dar putem să facem și alte lucruri, reforma statului român, aparatul bugetar obez, are cineva curajul să ia de piept aparatul bugetar sau trebuie să mulțumim toți lipitorii de afișe din campania electorală? Asta e o abordare pe termen lung, Sabin. Atunci te ce întreb, facem iarna asta, Nadia, cum ieșim din ea? Am înțeles, dar te întreb, care e diferența atunci între un guvern liberal și unul socialist, social-democrat, dacă ei iau aceleași măsuri?
Același le vom da, același promitem că face reforma aparatului bugetar și nu facem, același eliminăm numerele politice, dar nu le eliminăm. Adică care e diferența? Pentru că atunci nu mai există nicio diferență doctrinară între cele două partide și putem considera că în toată România e un pupat piața independenței ideologic și toate partidele spun același lucru până ajung la guvernare. Și când ajung la guvernare încep să... Oamenii care au semnalizat dreapta o iau la stânga. Așa e și cu acest guvern. N-am nimic cu domnul Popescu, n-am nimic cu domnul Câțu. Eu vorbesc de principiu. Oamenii ăștia sunt liberali, nu apără deloc politic valorile liberalismului, apelând la un mijloc de exprimare politică care este tipic socialist. Și anume să dăm subvenții, să dăm ajutoare. Am înțeles, o țară săracă, trebuie să facem, trebuie să dregem. Dar n-au venit ei și ne-au spus că au o soluție liberală de impulsionare a motoarelor economiei. Piața trebuie să autoregleze în momentul în care statul intervine în ceva, în orice, nu doar în energie, și în afară de a reglementa și în afară de a fi arbitru. Dacă intervine pe piața asta cu subvenții peste subvenții, piața se dereglează și nu vom ajunge niciodată la o piață cu adevărat liberă, pentru că este o piață controlată de stat, este o piață controlată politic, dacă vreți. Asta este părerea mea. Dar politic îți permiți, Stelian Negrea, să ții de liberalism și să lași oamenii să se chinuie cu facturile mari? Da, nu-ți permiți. Evident că politic nu-ți permiți, într-adevăr. Nu este și pe departe o măsură liberală, dar în contextul în care au sărit prețurile pe piață, e o măsură aparent necesară, da? Pentru că noi uităm cauzele pentru care am ajuns în situația asta. Sunt cauze interne și cauze externe. Cauze, printre cauzele interne avem faptul că PSD-ul a ținut la sertar foarte mult timp această liberalizare a prețului, adică o non-intervenție a statului pe piața energiei, și a dat drumul, sau cât timp a fost la guvernare, a ținut de ea, da? Și a indus în piață prețuri artificiale, da? Jucătorii în permanență mergeau la ANRE. Să nu uităm la ANRE cine dictează acolo. Pe partea de... tehnocrat. E vreun tehnocrat. Da, sunt numai tehnocrați acolo. Pe partea de electricitate este domnul Chiriță, da? Fost deputat PSD. Pe partea de gaze e domnul... E un domn de la UDMR care am înțeles că nu prea are treabă cu partidul, că cam supărat partidul din vari motive. Hey, oamenii aia n-au corectat piața deloc, i-au lăsat pe ăștia să facă ce vrea, ce vor. Sunt și pe piața asta nu sunt 1001 de jucători, da? La producție, de exemplu. Da? Dacă iei structura de producție pe energie, o să ai mai surprize. Vezi hidromare, vezi termo, vezi eolianul foarte mult, dar eolianul e foarte volatil. Da? Dacă nu bate vântul odată, îți are prețul, uite așa. Da? Dacă nu curge apă pe Dunăre sau pe râuri, nici hidro n-are ce face. Deci e un preț care nu poate fi stabil. Da? Uite, polonezii, de exemplu, stau 70% în cărbuni fosili. Dar astea sunt cauze interne. Două, trei am enumerat. Sunt cauze externe pentru că trebuie să știe, știu cum e, românii trebuie să știe că de la Bruxelles se impun niște politici pe Green Deal care ne costă. Dacă vrei să fii verde cu adevărat în cerul gurii, ia de plătește, da? Ia de plătește, pentru că sunt niște politici care merg pe eliminarea... Se pare că nu e opțional, dar trebuie să... Nu, dacă stai puțin, uite, eu n-am nicio problemă. Eu am o problemă cu toată această mișcare verde. Cei care o susțin într-o veselie, să nu se mire acum pe piață că facem toți trecerea de la nuclear, de la termocentrale, care sunt, domnule, sunt poluante, da? Trecem către eoliene, către solare, care sunt volatile. Azi bate vântul, mâine nu mai bate vântul. Azi e soare, mâine nu mai e soare. N-ai cum să stochezi energia respectivă și atunci de-aia sunt fluctuațiile astea majore. Hai să punem o întrebare. Pentru că vorbim de acest guvern. Sigur, Stelian a vorbit și de moștenirea lăsată. De la băieții deștepți până la numirile politice, tot felul de politruși, la ANRE și așa mai departe. Dar hai să revenim puțin. România este una din țările cu cea mai mare creștere anul acesta, în condițiile în care noi ne dăm, că suntem cu partenerul strategic, cu Statele Unite, cu cea mai mare creștere a importului de gaz rusesc. A ajuns iarăși Gazpromul să dețină cam 20% din gazul care vine în România. O parte din gazul ăla e dus către Ungaria. Da, ok, dar trece până România. Hai să întrebăm un lucru. De 10 luni, acest guvern, care a promis, domnul Virgil Popescu în special, nu dă drumul la legea offshore, nu modifică legea offshore. OMV vrea să vândă, Romgazul vrea să cumpere și stăm de 9 luni, 10 luni crăcănați în această situație, în condițiile în care, odată cu acest Green Deal european, noi trebuie să folosim până la un moment dat ca energie intermediară gazul, da? Dacă nu o vom folosi, va rămâne gazul frumos în Marea Neagră, pe fundul Mării Negre, nu?
Munții noștri aur poartă, marea noastră gaze poartă. Vor rămâne gazele acolo pe fundul mării și noi ne vom alimenta de la eoliene și panouri solare. Minunat! Să vedem cum facem asta la nivelul întregii României. Asta e realitatea din teren. Au trecut 9 luni, 10 luni, nu s-a întâmplat nimic cu legea offshore, n-a început nicio exploatare, nimic nu e clar în domeniul ăsta. Mari jucători care mai sunt încă în România sunt siderați, de fapt unii vor să se retragă și știm lucrurile astea. Iar alții care vor să joace sunt pur și simplu prinși în menghină. Statul român, deși au promis, acest partid a promis, acest partid a luptat împotriva legii offshore trecute de pe vremea lui Dragnea, acest partid a promis că va rezolva. A trecut 10 luni, un an, nu s-a rezolvat nimic. Și a crescut importul de gaze rusești. Acum avem aceste probleme cu energie electrică. Și eu vă spun, e ușor să fii liberal, să citezi din Milton Friedman și din Ayn Rand când ești în opoziție. Când ești la putere și presiunea asupra ta a baronilor locali, a primarilor și a tuturor celorlalți, da, și a populației, deși nu sunt alegeri în următorii 3 ani, cel puțin teoretic, e mai greu să fii liberal când ești la putere. Asta e concluzia mea, deci, în România de azi. Deci zici că nu ne exploatăm resursele, suntem dependenți de importuri și nu avem decât să plătim scump. Asta. Parțial dependent de importuri, plus avem o serie de jucători pe aceste piețe, pe piața gazelor naturale, avem un duopol, da? Cum avem pe piața telefoniei mobile, un duopol care foarte bine și-au împărțit piața și băieții merg așa cu gentuța la ANR și, cum să spun, e foarte stufos modul în care se stabilește prețul, înțelegi? Și atunci lumea neștii, nefiind explicații sofisticate, nefiind explicații facile sau ușoare pe piață, ăștia dictează. Și sunt niște companii de afară. Eu nu vreau să impun o atitudine gen naționalism bolșevic tip Dragnea față de astfel de companii, care ar fi nedrept și necinstit și față de noi. Pentru că noi de-aia am intrat în Europeană ca să intre acești jucători pe piață. Dar mie mi se pare că mulți dintre ei și-au făcut de cap cu ajutorul autorităților române, că puteau să-i mai tragă puțin de urechi Consiliul Concurenței. Dar ce ne spune nou Consiliul Concurenței acum două săptămâni? Să ne obișnuim cu prețurile mari, da? La ANRE, cât gândește-te de cât scandal a fost legat de, și pe piața gazelor și pe electricitate, de această liberalizare. I-au dat drumul în ultima secundă, când era o presiune uriașă din partea Uniunii Europene pe noi, pentru că ne-am asumat niște angajamente, da? Și atunci jucătorii ăștia, fie că sunt producători de electricitate, fie că sunt distribuitori de gaze sau și producători de gaze, ce mai e? Spunem asta că sunt companii mari. Mai e Romgazul, OMV-ul și ceva de afară. La povestea asta cu Marea Neagră e puțin nuanțată, în sensul că acolo e o tranzacție pe final și atunci o eventuală să-i dea drumul la gaze ar spori pachetul pe care să-l cumpere statul de la Exxon. Asta e o poveste puțin mai complicată, dar în esență Sabina are dreptate, pentru că oamenii așa s-au lăudat că dau drumul la gaze. În momentul în care dai drumul la gaze și vine multă producție din Marea Neagră, că sunt vreo doi mari jucători acolo, vin pe piață, atunci normal că ai o... Există mai mult. Un proiect în România de centrală pe gaze care produce energie electrică și asta ar putea să micșoreze acest preț. Și a doua chestiune. Întrebați-vă ceva. Nu numai că am ajuns la 20% să importăm gaz rusesc, dar gazul pe care îl importă România e la prețul de 26,89 euro pe megawatt-oră, cel mai mare din Uniunea Europeană. Cehia, care importă tot din Rusia, cu 21,45, cu 5 euro per megawatt-oră mai puțin decât România. Mulțiți asta cu cât înseamnă ăștia 20% din România care sunt import de gaz de la Gazprom. Deci, de fapt, în ciuda a ceea ce clamăm, facem, dregem, independență energetică, America, am semnat memorandum, președintele Iohannis cu președintele Americii, ne vor susține în exploatarea resurselor energetice din Marea Neagră. În ciuda acestor lucruri clamate și foarte frumos, care sună la televizor foarte frumos, realitatea de anul ăsta 2021 e cu totul alta. Ne-am întors la o cincime gaz din Rusia luat, la cel mai mare preț din orice stat european care cumpără din Rusia gaz, și la prețuri pe care trebuie să le plafonăm cu dând subvenții. E ăsta liberalism? Întreb. Nu știu, poate am citit alt Milton Friedman decât domnul Cățu. Subvențiile astea nu fac decât să intru în buzunar și să pun în celălalt, înțelegi? Pentru cineva că oricum plătește și oricum e o chestiune temporară. Din martie încolo iar aici problema nerezolvată. Temporară și
cum să spun, la nesfârșit întreținem mitul ăsta fals, întreținem prostia asta că, domne, cineva ne dă, de unde îți dă, domne, cine crezi, mătăluță, că îți dă un preț mai mic la gaz? Adică de ce ar da producătorul respectiv când el este foarte dornic să vândă cât mai mult la prețuri cât mai mari, da? Pe piața de energie, trebuie să iei jucătorii și să te uiți puțin la ei, nu vreau să dau un nume, ca să nu facem reclamă, dar dacă te uiți și îi decelezi un pic, vezi interesele fiecăruia și fiecare are interes pentru a-și maximiza. Haideți să vedem un scurt material în legătură cu prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri, pentru că pur și simplu au explodat prețurile și e interesant ce urmează după momentul ăsta. Românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare pentru facturile de gaze. Bursa de Mărfuri a anunțat că prețul gazelor tranzacționate pentru livrările din lunile următoare a atins maxime istorice în ultimele zile. Astfel, zilele trecute tranzacțiile s-au perfectat la 307 lei megawatt-oră pentru gazele cu livrare în octombrie, 317 lei pentru gazele cu livrare în luna noiembrie și 317 lei megawatt-oră pentru gazele cu livrare în ultimul semestru al anului. Din păcate, tendința se află într-o continuă creștere. Dacă ne raportăm la valorile lunilor trecute, se poate observa un boom. În august, prețul pentru gazele livrate în octombrie a fost de 223 de lei megawatt-oră, în timp ce costul pentru gazele livrate în ultimul trimestru al anului a fost de 227 de lei. Creșterea pentru livrarea gazelor este înregistrată și la nivel regional. Central European Gas Hub din Austria a semnalat că prețul gazului pentru livrarea în luna octombrie a ajuns la 65,8 euro megawatt-oră, adică aproximativ 325 de lei. Pe lângă aceasta, România se mai confruntă cu o problemă. Odată cu utilizarea gazoductului Turk Stream, importurile de gaze provenite de pe teritoriul Federației Ruse se fac prin punctul Negru Vodă, spre deosebire de importurile din trecut aduse dinspre Ucraina, care aveau ca punct de trecere Isaccea. Astfel, prin punctul de la Negru Vodă nu mai sunt asigurate importuri de gaze din 1 octombrie. Capacitatea în acest punct a fost scoasă de Transgaz în luna octombrie 2020. Pe 20 septembrie anul acesta se va anunța dacă vor fi importate gaze rusești pentru luna viitoare. Ni s-a alăturat și domnul Daniel Fenechiu, senator PNL, la această discuție despre prețurile gazelor, prețurile energiei electrice. Domnule senator, haideți să vedem, pentru că, iată, prim-ministrul a anunțat, colegii noștri jurnaliști de aici spun că o măsură nu prea liberală, plafonarea prețurilor sau intervenția în piața concurențială, nu ar trebui să acționeze așa Florin Cîțu. Pe de altă parte, ce ne facem la iarnă? Pentru că vor fi români care nu vor putea să-și plătească facturile. Cum găsim echilibru între liberalism și nevoile oamenilor până la urmă? În momentul când a anunțat această măsură, primul ministru a spus așa: în condițiile în care în Europa măsura plafonului prețului gazelor devine o măsură adoptată în mai multe state, obligația mea este să fiu preocupat de interesele românilor. Deci nu discutăm aici de o măsură efectiv liberală sau mai puțin liberală, discutăm de o măsură care începe să se aplice în Europa. O aplică Spania, mai sunt alte state care în momentul de față vor să o aplice, iar responsabilitatea majoră a lui Florin Cîțu este să se preocupe de problemele românilor. Acum, eu cred că românii nu așteaptă o măsură liberală. Românii așteaptă o măsură care să le scadă factura. Deci nu poți să le spui românilor, frați români, veți plăti facturi mai mari pentru că eu vreau să aplic o măsură liberală. Măsurile liberale sunt foarte bune în momentul în care le poți aplica gândit și fără îndoială duc la scăderea prețului gazelor. Însă noi suntem într-o situație în care calendarul de liberalizare a gazelor a fost întârziat nepermis de mult de PSD, a fost pus în practică doar în 2018 printr-o ordonanță a guvernului Dăncilă. Din 1990 încoace, practic, n-a existat o foarte bună preocupare față de independența energetică a României. În acest context, Florin Cîțu trebuie să ia măsuri pentru iarna asta, în primul rând. Și de la primăvară încolo ce facem, domnule senator? Pot să intervin și eu. Vă rog. Pentru că pe domnul senator îl cunosc foarte bine și pe lângă faptul că e un politician de succes acum în echipa câștigătoare, domnul senator exercită o profesie liberală, prin definiția ei, de avocat. Cum ar fi, domnule senator, dacă mâine prietenul și aliatul dumneavoastră, că sunteți în tabăra lui, domnul Cîțu, ar da o ordonanță de urgență prin care, pentru că și justițiabili în România, ăia care plătesc gaze și energie electrică, să apelează și la serviciile avocaților. Cum ar fi dacă mâine ar da domnul Cîțu o ordonanță prin care ar plafona quantumul onorariilor și ar spune, domne, de mâine, indiferent ce problemă aveți, civilă, penală, de orice fel, onorariul va fi de 5 lei, că sunteți săraci. Adică
intervenția asta, oricum am luat-o, domnule Fenechiu, pe oricine am face vinovat, ordonanța lăcomiei a doamnei Dăncilă, matrapa zlicurile lui Dragnea cu legea offshore, pe care, by the way, putea să o deblocați, au trecut 10 luni, nu s-a întâmplat nimic. Și toate aceste lucruri, importul de gaz rusesc, pentru că sunt niște băieți deștepți, să știți că noi cumpărăm gaz rusesc și de la niște firme intermediare de până Elveția, adică nu cumpărăm direct de la ruși, că așa suntem noi deștepți, de aia plătim 26 de euro pe megavatoră. Deci eu cred că n-are nimic de a face cu liberalismul, că s-a trezit acum guvernul după 10 luni că e o problemă și s-a mărit factura, am înțeles, dar eu spun că asta e o măsură neliberală și care va produce efecte pe termen lung. Tot timpul va exista o categorie socială în România, pentru că suntem o țară nu cea mai săracă, dar nici foarte bogată. Tot timpul va exista o categorie socială în România care va spune mie să mi se dea. Cam cum propune și domnul Năsui. Și domnul Năsui era de dreapta înainte să intre în USR. Înțeleg că era de dreapta și în USR și propune acum la o anumită așa să avem un salariu minim fără taxe. Adică să existe două categorii de cetățeni în România. Unii care sunt proști pentru că au muncit mult în viață, s-au agitat și câștigă un salariu mai mare, indiferent cât de mare, și trebuie să plătească să țină în spate acest aparat bugetar obez, și unii mai șmecheri care au salariu minim pe economie sau mai amărâți și care trebuie să nu plătească nimic, să nu contribuie nici măcar cu o centimă la bugetul național. Or, asta nu are de-a face cu liberalismul, doctrinar vorbind, teoretic. Domnul Orcan, știți că vă respect, dar argumentația noastră e o forțare. E o forțare din mai multe motive. Adică toată argumentația e o forțare. Păi nu vine că să învăț plafonez prețurile în avocatură la 5 lei. Nu, vine că să-și pune așa. Având în vedere că sunt evacuări, e o mare problemă, că iarnă, bă, plafonez prețurile la evacuări, doar la evacuări. Restul serviciilor avocațiale rămân neplafonate. Evident că va exista o supărare a confraților mei, o supărare a mea, că pe zona aia vom avea niște pierderi. Dar dacă această plafonare este fundamentată într-o manieră chiar și socială, este bazată pe o practică europeană, este folosită foarte mult comparația, n-ai alte soluții de moment și scopul este în favoarea românilor, cu titlu temporar și ca măsură nu foarte liberală, eu nu o să vin să vă spun că e o măsură liberală, da? Este o opțiune, pentru care a optat prim-ministru, da? Deci din punctul ăsta de vedere, eu vreau să văd cu exactitate ce vizează, nu pot a priori să spun, domnule, stai puțin, mă pun la măsură că nu e liberală. Că poate să spună, domnule, aplic 3 luni de zile și peste 3 luni de zile revin la normalitate și mă ajută să aplic metode liberale. Dacă primul ministru vine cu această măsură pe care vrea să o permanentizeze și așa mai departe, eu vă spun că și în Partidul Național Liberal vor fi oameni care să o opun. Pentru că și eu sunt adeptul competiției, libertății stabilirii prețurilor, nici de cum a intervenției statului. Dacă vine și îmi spune în momentul de față, nu mă ajută legea consumatorului vulnerabil, nu-mi rezolvă problema, nu am pârghii, n-am absolut nimic. Dar de ce s-a nimic. Făcut această lege, domnule senator? Dacă nu e bună de păi, nu. Legea consumatorului vulnerabil, fără discuție, ajută o categorie de persoane. Dar probabil că în studiul de oportunitate al guvernului rezultă că categoria respectivă nu ar fi suficient de bine conturată în raport de necesitățile românilor. Cred. Înțeles. N-am o informație certă. Bun. Repet, dacă măsura asta este o măsură strict temporară și vizează continuarea... Dar are cum să fie strict temporară, având în vedere că problema pe termen lung nu e rezolvată. Sigur, este adică problema, dăm pentru 6 luni niște ajutoare, niște plafonări, deci, și după aia ce facem? Nu, să mă ierte Dumnezeu. Aici, vedeți dumneavoastră, lucrurile sunt diferite. Statul are niște obligații față de cetățeni. Legea consumatorului vulnerabil trebuie să rezolvă parte din ele. Pe de altă parte, sistemul ajutorilor sociale, implicarea autorităților publice locale, toate astea, trebuie să compenseze anumite lucruri, în niște limite. Dar nu pot să vin să spun așa că plafonez prețurile la tot ce înseamnă energie datorită faptului că unii nu muncesc, nu vor să muncească și așa mai departe, da? Pentru că ajung într-o variantă în care nu fac altceva decât să cresc o categorie de oameni care vor sta cu mâna întinsă la stat. Sabina are dreptate în varianta asta. Repet, dacă măsura pornește de la o analiză reală, că nu pot pe termen scurt să intervin cu o măsură care să rezolve o problemă tranzitorie de scurtă durată, pot să o accept. Chiar dacă, repet, nu e o măsură liberală. Dacă însă scopul este altul, cu discuție. Bun, plafonarea e una dintre măsuri și mai este și compensarea aceasta despre care vorbește domnul Virgil Popescu, nu? Păi asta sunt... e același lucru? Sunt două forme de atenuare a...
Da, dar diferența aceea de preț, subvenția aia, o plătește cineva, statul. Statul. Nu? Adică noi toți. Adică noi toți, da. Dar există banii ăștia, de unde îi luăm? Cum facem? Banii ăștia au existat întotdeauna, că și până la liberalizare a existat o formă de compensare. De compensare, da? Deci, din punctul ăsta de vedere, liberalizarea ar fi urmat să ușureze statul de această, să zic așa, de această cheltuială și ar fi permis ca banii respectivi să-i folosiți la altceva. Chiar și în ipoteza în care o parte din banii îi foloseai pentru anumite măsuri de protecție socială, efectul liberalizării trebuia să genereze niște resurse. Da. L-avem la telefon pe domnul Virgil Popescu, ministrul energiei. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Haideți să ne explicați puțin cum va funcționa toată această schemă de ajutor pentru această iarnă. Înțelegem că până la 31 martie vor fi valabile aceste măsuri, plafonare și această intervenție, sau mă rog, compensarea aceea pe factură. Am văzut că aveți niște scheme. Explicați-ne concret cine va beneficia. 13 milioane de români sunt foarte mulți, adică aproape toată România va primi ajutor? Vor beneficia toți românii, toți consumatorii români, toate gospodăriile care consumă între 30 de kW și 200 de kW. Practic, sub 30 de kW, din toate datele care le avem de la furnizori, vorbind de un consum foarte mic, acolo unde există o casă locuită temporar sau casă de vacanță, sau nelocuită, deci acolo e clar că nu locuiește cineva care stă în continuu, iar peste 200 de kW vorbim de consum mai mare, cu mult peste media lunară, adică români cu venituri peste medie. Noi am spus că vrem să compensăm până la românii cu venituri medii. De aceea am pus un fel de egalitate între consum mediu și venit mediu. La gaze naturale vorbim de un consum pe tranșe între 100 și 1200 de megawatts, de metri cubi pe an. Asta presupune în diferite tranșe pentru de la o garsonieră mică până la un apartament cu 4 camere sau o casă de până în 120 de metri pătrați. La fel vorbim de români cu venituri, consum mediu, venituri mediu. Pentru gaze naturale vorbim de o procent fix de 25% din valoarea facturii. Pentru energie electrică vorbim că vom subvenționa practic diferența de preț dintre cel mai mic preț din piață, care este de 64 de bani pe kilowatt, este prețul care îl oferă un furnizor în piață și este, această referință minimă este mai mic decât prețul reglementat de la 31 decembrie 2020, deci este o referință foarte mică, până la prețul mediu de referință din piață, care este calculat pe baza mediilor ponderate a tuturor ofertelor din piață și este de 82 de bani. Practic vorbim de 18 bani pe kilowatt și am dat un exemplu pentru, ca să fie mai simplu de înțeles, pentru 100 de kW lunar, factura la prețul mediu ar veni de 80, 82 de lei, scăzând cei 18 lei, factura este de 64 de lei. Practic, cei care au prețul mediu vor plăti practic cel mai mic preț din piață. Mai mult vrem să stimulăm pe români, dacă au prețul mai mare decât prețul mediu, să-și caute un furnizor sub pragul de preț mediu, în așa fel încât să plătească mai puțin. Pentru că una este să scadă 18 lei din 82 de lei și alta este să scadă 18 lei, de exemplu, dintr-o factură de 90 de lei, să zicem, de 90 de bani. Sunt și oferte de 90 de bani. Pentru că va plăti omul din buzunar mai mult. Deci vrem să facem mai multe lucruri, să-i ajutăm pe români, să stimulăm competiția în piața concurențială și să-i stimulăm și pe români să-și caute un furnizor cu prețul mai bun. Plafonarea este doar pe prețul, numai o secundă, plafonarea este doar pe prețul gazelor sau și pe prețul energiei? Nu este, practic nu este o plafonare. Nu, putem spune și așa, președintele Consiliului Concurenței a spus bine, nici în proiectul de lege al Partidului Social Democrat nu vorbim de o plafonare, vorbim de suportare din diverse surse de la buget, din impozitarea profitului făcut de către companiile din energie și din gaze naturale, adică subvenție, și plătirea diferenței de preț între un anumit preț de referință și prețul adică, minim din piață. Adică subvenție. Da, o subvenție, evident, o subvenție. Deci e o subvenție. O compensare, o subvenție, cum vrem să-i spunem. Da. Eu îmi pare bine că la final ați spus acest calcul ca să-și facă românul o imagine. Dom'le, refuz să cred că în România asta, în care duduie economia, în care totul e minunat, dacă ne luăm, iau declarațiile primului ministru din ultimele 6 luni, și totul e minunat, economia duduie, veniturile cresc, totul e minunat. Eu nu cred că există români care din cauza acestei diferențe de 18 lei
ei dau faliment și nu mai pot să plătească factura. Crede? Eu nu cred treaba asta. Nu există nicio motivație pentru care acești 18 lei, care sunt o sumă absolut modică și ridicolă în România de astăzi. Problemele sunt cu totul alte ale României de astăzi și nu cred că asta este problema astăzi. Dar sigur că Partidul Național Liberal trebuie și el din când în când, ca să lupte și el bine electoral, să ia și niște măsuri populist de stânga. Asta e o măsură tipică de stânga. Niciun român nu moare de foame din cauza unei diferențe de 18 lei, domnule ministru. Asta este opinia mea. Și cred că în felul ăsta v-ați îndepărtat alți alegători, ăia care v-au adus la putere, că nu v-au adus ăia cărora vă adresați, ăia care v-au adus la putere și care cred în virtuțile liberalismului și nu văd nimic liberal în această măsură. Da, o întrebare, Sabin, singura actualului guvern. Dacă ai o întrebare? Nu, asta e o observație, o remarcă, domnule, nu permit să o fac. Nu, eu aș vrea, trecând peste toată această panoplie de subvenții și de plafonări, vreau să văd, deși nu pare nici asta o chestie liberală, dar sunt niște jucători, niște quasi-monopoluri în piață, de la piața de gaze până la cea de electricitate, care și-au făcut de cap, inclusiv cei de stat. Și vreau să văd, să-l întreb pe domnul ministru, de ce s-a ajuns aici, cum a acționat ANRE? Stați-mi că sunt vreo trei instituții care, chiar da, ANRE, Consiliul Concurenței și ANAF, da, cum au acționat ei, ce au făcut până acum de s-a ajuns în situația asta, trecând dincolo de factorul politic, și dacă există vreo voință să se pună multe presiune pe ei, pentru a-și îndeplini obligațiile. Da, domnule ministru, vă rog, răspuns. Aș vrea întâi să-i răspund colegului dumneavoastră dinainte, din platou. 18 lei poate pentru dânsul, poate pentru mine, nu înseamnă mult. Poate pentru un român cu 2000 de lei venit, care nu are venitul minim, dar cu 2000 de lei, poate să înseamnă mult. 18 lei mulțit cu 5 luni de zile de iarnă înseamnă aproape 100 de lei. Poate înseamnă mult. Pentru mine e adevărat, nu înseamnă, pentru dânsul nu înseamnă, dar pentru alții poate înseamnă. Vorbim de 5.172.000 de gospodării care se încadrează între acest plafon de consum, între 30 și 200 de kW. Eu v-am dat un exemplu cu 100 să fie mult mai încet, mult mai ușor de înțeles. Sigur, domnule ministru, pentru unii înseamnă, pentru unii nu înseamnă. Ați moștenit o țară săracă și făcută praștie de corupție, o țară în care domnul Dragnea a ținut în loc legea offshore, o țară care a început să importe mai mult gaz rusesc în loc să importe mai puțin. Ați moștenit această țară, nu sunteți vinovat pentru asta. Dar să-mi spuneți că ne veți duce la normalitate cu o subvenție aici, o subvenție acolo, asta n-are nimic de a face cu liberalismul. Da. Decât dacă vă intrați în Internațională Socialistă și atunci înțelegem o treabă. Un răspuns și pentru Stelia Negra, vă rog. Da, Consiliul Concurenței, ANRE-ul și ANPC-ul ar trebui să-și facă treaba și să urmărească foarte bine, să supravegheze piața. Eu știu că sunt investigații în curs ale tuturor instituțiilor și cred că ar trebui să răspundă dânsii la întrebările acestea. Nu sunt niciuna dintre aceste instituții nu sunt subordonate Ministerului Energiei sau guvernului, este ANPC. Dar cred că ar trebui să-și facă treaba și ar trebui ca furnizorii și toți actorii, de fapt, din piața de energie și de gaze naturale să știe că există instituții puternice ale statului care intervin atunci când există derapaje. Și da, eu de exemplu, ce instituție, domnule ministru, poate interveni peste Consiliul Concurenței, de pildă, să verifice dacă într-adevăr veghează acest Consiliu Concurenței să nu se formeze blocurile astea și să și unii formizeze prețurile mari, iar oamenii să rămână pur și simplu... De acord. De astfel, mai devreme, într-o altă emisiune am intrat, a intrat și președintele Consiliului Concurenței și tocmai ce a spus că au dat amenzi anul trecut de 10 milioane de euro operatorilor din piața de electricitate. Și că investigează și pe cei din piața de gaze, adică înțeleg că se face. Probabil problema e profitabil este că nu se să plătești amenzi și să stabilești prețurile mari. De vreme se dau amenzi și în continuare prețurile sunt foarte mari. Bun, dar cu independența energetică, domnule ministru, voiam să vă mai întreb, pentru că am discutat în platou aici de-a lungul timpului. România a tot pus în discuție exploatarea propriilor resurse și așa mai departe. Cum procedăm pe termen lung? Sau aveți un plan la Ministerul Energiei? Evident că avem un plan pe termen lung și va trebui să începem construirea de noi capacități de producție. Asta facem acum, operaționalizăm fondul de modernizare. Ieri am trimis la Bruxelles proiecte de 630 de milioane de euro prin fondul de modernizare pentru Transelectrica și pentru Complexul Energetic Oltenia, tocmai pentru a da drumul rapid la finanțări. Dacă nu punem în loc capacități de producție, dacă nu găsim noi câmpuri și nu exploatăm noi câmpuri de gaze, evident că rezervele scad. Dacă rezervele scad și consumul
chiar crește în România, atunci ai nevoie de alte surse. De aceea eu nu cred în plafonarea prețului la gaze naturale, care ar da un semnal prost în piață cu privire la investiții. Ori noi vrem să dezvoltăm rezervele, să scoatem rezerve din Marea Neagră. Ori dacă noi ne apucăm acum să plafonăm prețul la gaze, credeți că se va mai lua decizia de investiții din Marea Neagră? Lăsând la o parte legile și alte lucruri. Nu, evident că nu. Se va aștepta ca să vedem dacă după cele 5-6 luni, cât se presupune că am putea să punem un plafon, ce se va întâmpla. Ori, cred că nu este momentul acum să dăm semnale contra investitorilor în piață și de aceea cred că o soluție de acest gen, care până la urmă înțeleg din ce am văzut, cel puțin în spațiu public, nu este diferită cu mult. În propriu spus, plafonarea prețului propusă de către PSD. Deci, până la urmă, nici acolo nu e o plafonare, este tot o subvenție dată dintr-un fond care provine tot din impozitarea profiturilor companiilor. De aceea, cred că acest lucru este mult mai bun și mai trebuie să nu ne uităm neapărat ce face Spania, să spunem că am văzut un titlu că Spania plafonează prețurile. Nu știu dacă așa este, că n-am văzut legislația. Da, Spania nu produce, nu este deținătoare de gaze naturale, nu extrage gaze naturale. Ori acolo, spune, în Spania o plafonare a prețului la gaze ar însemna așa, în Spania nu mai vinzi decât cu prețul acesta. Nu se poate așa. Sunt convins că acolo se va vinde la prețul pieții, iar diferența de la prețul care o pune guvernul spaniol până la prețul pieții va fi suportată din buget. Deci nu cred că, și trebuie să ne uităm la fiecare țară în parte, măsurile care le fac și în funcție de specific cu fiecare țară. Nu putem să spunem așa că o singură observație apropo de Spania și Italia. Am văzut că acum e o mai nouă competiție la PNL cu... Dom'le, în Spania e la putere Partidul Socialist al Muncitorilor. Și nu e nicio problemă, poate să plafoneze, să dea subvenții. Dar eu mă așteptam să vedem niște măsuri liberale, nu mă refer acum, ci în general în ultimii 2 ani, că am avut guvern liberal și înainte, chiar dacă era minoritar, avem guvern liberal și acum cu o coaliție care stă într-un picior și mă așteptam să văd niște măsuri liberale puternice. Și nu văd nicio măsură liberală, domnule ministru, nu vă fac dumneavoastră o vină, dar vă citesc doar o statistică ca să știți despre ce vorbim. Despre asta nu vorbește nimeni. Despre asta nu vorbește nimeni. Vorbea un fost ministru acum că a plecat, despre cum să scutim de taxe salariul minim. Păi vă citesc o singură statistică de anul ăsta. 7.141 este salariul mediu în sectorul bugetar și 5.000 de lei este salariul mediu în sectorul concurențial. Păi de ce s-ar mai angaja, domnule, românul la privat? Toată lumea să vină la stat. De asta nu se atinge nimeni de aparatul bugetar. Mulțumesc foarte mult, domnul ministru, pentru intervenția dumneavoastră, pentru toate aceste explicații. Luăm o scurtă pauză și revenim să discutăm despre scandalul din coaliție și de pe seama moțiunii de cenzură, pentru că, iată, s-a depus o altă sesizare la CCR. Le analizăm pe toate imediat pe o scurtă pauză. Iar scandalul este fără sfârșit în coaliție și pe seama moțiunii de cenzură inițiată de AUR și USR Plus. Președinta Senatului a anunțat astăzi că a sesizat CCR în legătură cu neprezentarea guvernului Câțu în Parlament pentru validarea miniștrilor care înlocuiesc USR Plus în condițiile în care s-ar fi schimbat componența guvernului. A avut și domnul Câțu astăzi o reacție haioasă, aș putea să spun. Domnul Câțu zice, păi doamna Dragu, ce vrea, să dau afară USR Plus din guvern? Dar e foarte interesant cum USR Plus este în guvern, dar nereprezentat de nimeni. Îl salut și pe domnul Gabriel Zete de la PSD. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Bun, haideți să începem cu scandalul ăsta, cu moțiunea de cenzură și cu noua sesizare făcută de doamna Anca Dragu. Doamne senator Fenechiu, vreau o lămurire de la dumneavoastră. Cum e cu... povestea asta. Înțeleg că ar trebui ca domnul Câțu să vină cu guvernul ăsta să ceară validare în Parlament pentru că au trecut 5 zile, s-a schimbat componența guvernului. Cel puțin asta zice doamna Dragu. E în eroare? Sau trebuie să stea de fapt 45 interimari? Coaliția e în continuare într-o pauză, cum zice domnul Orban, așa în paranteză? Explicați-ne. Bun, acum legislația românească ne-a învățat cu situațiile în care avem legi care se află într-un relativ conflict. Doamna Dragu se bazează prevederea codului administrativ. Avem și o prevedere din legea care reglementează organizarea guvernului. Una vorbește de 5 zile, alta vorbește de 45 de zile. Încetățenită este cea cu 45 de zile, care este special gândită ca un termen în care se rezolvă anumite probleme.
Noi suntem într-o situație în care miza este 100% politică și nici de cum o miză reală. Din ce cauză? USR, într-o asociere nefericită, zic eu, cu AUR, au depus această moțiune de cenzură. Evident că asocierea nu-i onorează, naște o serie de discuții. A urmat situația în care lucrurile cât de cât s-au limpezit, în sensul că miniștrii USR și-au dat demisia după o bucată de vreme, după ce depuseseră moțiunea. Au fost revocați secretarii de stat și în momentul de față, practic, USR-ul nu prea mai avea ce să joace imagistic. Curtea Constituțională, pentru a soluționa conflictul de intermediat între guvern și parlament, a solicitat celor doi președinți puncte de vedere. Cei doi președinți au trimis cele două adrese la comisiile de constituționalitate, iar punctele de vedere de la comisiile de constituționalitate au fost în sensul celor solicitate de guvern prin conflict. Cei doi președinți au depus puncte de vedere separate, da? Suntem într-o situație de Babilonie, adică Senatul are un punct de vedere, președintele Senatului un alt punct de vedere, Camera Deputaților are un punct de vedere, aprobat în biroul permanent, președintele Camerei are un alt punct de vedere. Și atunci USR-ul, nemai având ce să joace mediatic, au și ei congres peste, noi avem peste 10 zile, ei au peste 17 zile, da? În curs este procedura lor de alegere. Au venit cu această găselniță, această solicitare a doamnei Dragu, care este mediatic exploatată în sensul, uite, noi USR, ca să scurtăm criza, cerem curții constituționale ca să-i oblige pe băieții ăștia răi de la PNL și UDMR să vină repede în Parlament cu noua listă, ca să se vadă. Joacă cu PSD-ul, sunt guvern minoritar și n-or să treacă. Deci da, asta e toată filozofia. Situația la care noi asistăm, că nu avem altă soluție decât să asistăm și sperăm că odată cu trecerea celor două competiții electorale, colegii de la USR își vor reveni, vom continua coaliția în condiții normale și vom aplica... Domnul Cristian Pârvulescu, politolog, este cu noi. Bună seara! Poate ne lămuriți dumneavoastră cum stau lucrurile și de care lege, de care cod ar trebui să ținem cont, care este concret situația? Ar trebui să vină guvernul Câțu în Parlament, cum zice doamna Dragu, sau cum? Pentru validare? La componența? În primul rând, bună seara, îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră. Aici eu cred că avem niște texte constituționale care sunt destul de clare. Este celebru articolul 113 aliniatul 3, atât de des invocat că cred că l-a învățat toată România pe din afară, care spune foarte clar că în cazul în care nu mai este aceeași compoziție politică, guvernul ajunge în fața Parlamentului după ce se termine interimatul. Deci noi acum stăm în situație de interimat. Au fost și-au dat demisia ministrul USR Plus. Interimatul, conform aceleiași Constituții, durează 45 de zile. Pe de altă parte, punctele de vedere la Curtea Constituțională au fost deja trimise. Fiecare dintre părți a trimis propriul său punct de vedere. Curtea Constituțională se va pronunța oricum după Congresul PNL. În condițiile acestea, această situație nu va fi soluționată decât undeva la începutul lunii octombrie. Sigur, ambele partide au congres. Să spunem că la USR Plus alegerile pentru funcția de președinte au început deja de astăzi, au început cu și au fost și oprite pentru că a fost o mică problemă, nu neapărat tehnică, vor continua. Cine numără? Suntem în România. Da, da, da. Problema nu era neapărat cine numără, ci că fusese reintroduși pe listă oameni care fuseseră suspendați din partid, deci n-aveau dreptul să voteze. Dar, mă rog, asta este un amănunt. Cert este că până la urmă suntem într-o criză guvernamentală, dar cum v-am explicat și m-ar vrea să mă repet în emisiune, consider că această criză este o criză de sistem, că s-a întâmplat să fie acum, dacă era inevitabilă și va fi inevitabilă, până când nu vom lua măsurile necesare pentru ca acest conflict între prezidențialiști și guvernamentaliști să fie rezolvat. Între timp trebuie să stingem incendiul. Și incendiul nu poate fi stins decât în momentul în care criza se încheie, constatăm că avem guvern care este susținut de Parlament sau nu avem guvern susținut de Parlament și președintele va avea un rol. Și asta se va întâmpla în momentul în care cele 45 de zile se vor încheia. Nu mai devreme, înțeleg presiunile pe care doamna Dragu le are, dar din punctul meu de vedere, aici textul constituțional este suficient de clar. Adică nu există loc de foarte multe comentarii și cred că am observat în comentariile de astăzi din presă că și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban,
avea o poziție asemănătoare. Nu există un termen de 5 zile pentru ca să fie prezentată. Dacă permiteți să-l contrazic foarte scurt pe domnul Pârvulescu, cu tot respectul. Spunea că guvernul se va prezenta în Parlament după ce va expira interimatul. Nu, se va prezenta în Parlament după ce se va termina Congresul. Că, până la urmă, tot ceea ce se întâmplă în acest moment nu are absolut nicio legătură cu Constituția, nu are absolut nicio legătură cu legile, sunt chichițe juridice care sunt invocate ori de o parte, ori de cealaltă. E vorba de un război politic. Tot ceea ce se întâmplă în acest moment în România, România, de altfel, este sacrificată și interesele fiecărui cetățean al României în această perioadă de criză sanitară și criză economică sunt sacrificate pe altarul Marelui Congres de la PNL, în care toți trebuie să stăm să ne uităm și punem pe stop o țară întreagă pentru a vedea cine câștigă acolo alegerile, ca să putem să vedem, avem coaliție de guvernare, n-avem coaliție de guvernare, putem să avem din nou majorități în Parlament sau nu putem să avem majorități în Parlament, pentru că nu s-au hotărât cei de la PNL cine să le fie șef. Dar ce facem dacă și după 25 septembrie continuă circul? Pentru că s-ar putea să iasă domnul Câțu președinte la PNL, dar să pice pe moțiunea de cenzură din fruntea guvernului. Sau... Domnul Câțu este ca și picat. Să înțelegem cu toți acest lucru. Domnul Câțu, în oricare dintre variante, nu va mai fi prim-ministru după congresul celor de la PNL. Da, păi cum așa, domnule Zeta? Pentru că sunt voci care spun că, de fapt, PSD-ul a dat acolo o mână de ajutor pentru a-l ține pe domnul Câțu, nu? Prin sabotarea neprezentării la ședințele alea, nu? Eu tot pentru aud aceste reproșuri făcute Partidului Social Democrat și eu vă aduc aminte că nu-i treaba PSD-ului sau unui partid de opoziție să asigure majorități în plen, să asigure prezența la ședințe. Să păi cum să nu? Vorba. Păi de ce sunt parlamentarii în Parlament? E treaba puterii până la urmă să își rezolve propuneri de inițiative legislative. Ei aici sunt cei care au fost mare dreptate, dar ca ei să fiți prezenți la ședințe este ca și când a spune eu că nu sunt obligată să vin la ședințe. Da, vă aduc aminte. Anul trecut, în august anul trecut, când Partidul Social Democrat a depus moțiune de cenzură, cine a boicotat ședințele birourilor permanente? Cine? PNL și USR. Cine a boicotat anul trecut o lună și jumătate ședințele birourilor permanente atunci când se punea în discuție legea pentru dublarea alocațiilor copiilor? PNL și USR. Iar acum cei de la PNL și USR spun că Partidul Social Democrat boicotează. Partidul Social Democrat are 8 membri în birourile permanente din 26, dacă nu mă înșel. Din 26, deci dacă PSD nu vine, ședințele respective tot se pot face. Dar okay. Nu vin. Dar haideți, eu am o întrebare. Ce vrea partidul ăsta social-democrat? Ne răspunde domnul Zeta după publicitate.